Bună ziua și bine ați venit. Vă mulțumesc că ați dat curs invitației noastre la conferința de presă de astăzi. Conferința de presă de astăzi are ca principal subiect o analiză, o informare și vine din necesitatea de a preveni incendiile de vegetație, în primul și în primul rând. În decursul perioadei 12-16 martie, sub atenta monitorizare a Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, a domnului inspector șeful, domnul colonel Nițică, au avut loc un număr de 23 de incendii de vegetație. Un lucru și o situație îngrijorătoare prin prisma riscurilor pentru viață și bunul. Doresc să transmit în primul rând un mesaj din partea mea ca prefect al județului Neamț și să vă spun că nerespectarea regulamentelor Uniunii Europene, există un regulament al Consiliului Europei din 19 ianuarie 2009 de stabilirea unor norme pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune și de instituirea unor sisteme de ajutor pentru agricultori, în cadrul căruia se specifică foarte clar că se interzic arderile resturilor vegetale de pe terenuri arabile și a vegetației pajiștilor permanente. Cei vinovați riscă pierderea subvențiilor agricole. Este un punct sensibil și pentru asta, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor produse de incendii, de asigurarea condițiilor pentru limitarea propagării și dezvoltării incendiilor, precum și de protecția bunurilor și mediului împotriva efectelor incendiilor, ca urmare a utilizării focului deschis la arderea de vegetație uscată și resturi vegetale, vă supun atenției atât dumneavoastră presei, prin intermediul dumneavoastră să ajungă mesajul la autoritățile locale și la cetățeni următoarele. Conform dispozițiilor generale de apărare împotriva incendiilor pe timpul utilizării focului deschis la arderea de miriști, vegetație uscată și resturi vegetale, aprobate prin ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor și al Ministrului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se execută cu respectarea următoarelor prevederi generale. Condiții meteorologice fără vânt, colectarea în grămeză a vegetației uscate și a resturilor vegetale în cantități astfel încât arderea să poată fi controlată, executarea arderei în zone în care să nu permită propagarea focului la fondul forestier, construcții și să nu afecteze rețele electrice de comunicații, conducte de transport, gaze naturale, produse petroliere sau alte materiale combustibile. Desfășurarea arderii să se facă numai pe timp de zi, asigurarea mijloacelor și materialelor pentru stingerea eventualelor incendii, supravegherea permanentă a arderii, stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii și în niciun caz nu se pot acoperi cu pământ focarele de incendiu. Arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale se va executa numai după obținerea permisului de lucru cu focul, conform prevederilor normelor generale de apărare împotriva incendiilor, aprobate prin ordinul Ministrului Administrației și Internelor 163 din 2007. De la această prevedere sunt exceptate ardele vegetației uscate și a resturilor vegetale din cadrul gospodăriilor cetățenești. Permisul de lucru cu foc nu se va emite pentru acele lucrări care urmează a fi executate pe terenuri care sunt traversate sau amplasate la o distanță mai mică de 10 metri față de linii electrice, aeriene de medie și înaltă tensiune, conducte de transport, gaze naturale sau produse petroliere. Am venit împreună cu domnul colonel Nițică pentru a întări și a-i mulțumi relația foarte bună de colaborare pe care o avem, am avut-o și o vom avea și de acum încolo. Toată perioada asta, o perioadă tranzitorie în cadrul instituției prefectului, am ținut permanent legătura și am fost informat de situația operativă din teren. Îl felicit pentru faptul că a reușit să controleze bine incendiile de vegetație și doresc ca și dumnealui să vă prezinte un scurt rezumat a ce s-a întâmplat în perioada 12-16 martie. Vă mulțumesc frumos, domnule prefect, să rămână doamnelor și domnișoarelor, am onoarea să vă salut, domnilor. Servesc poate domnul prefect și noi ca militari suntem datori să ne servim patria și să apărăm pe cetățeni și bunurile lor când acestea sunt amenințate de situații de urgență. Vă mulțumesc tare mult că ați acceptat să prezentați presei și prin intermediul presei, opiniei publice, regulile de prevenire a producției de incendii. Vreau să reamintesc opiniei publice că în anul 2002, tot pe perioada de primăvară, când se făcea igienizarea terenurilor, au fost 26 de incendii la locuințe și anexele gospodărești. Închipuiți-vă ce tragedie poate fi pentru o familie să-și piardă locuința,
mai ales datorită unei neglijențe. Și asta se întâmplă de obicei. Deci să faci un foc, să nu supraveghezi, să arzi vegetația uscată în perioadă de cuvânt, să producă tragedii greu de reparat. Așa cum vă prezenta domnul prefect, cele 23 de incendii care s-au produs au fost localizate și lichidate cu eficiență, 15 de inspectoratul pentru situații de urgență Petrodava al județului Neamț, în colaborare cu RomSilva și serviciile voluntare pentru situații de urgență. Acestea s-au produs în 12 localități, Bicaz, Tașca, Grințieș, Brustur, Roman, Dumbrava Roșie, Hangu, Piatra Neamț, Dovren, Petrican, Borleș, Alexandru cel Bun și 8 dintre intervențiile pentru localizarea și lichidarea incendiilor au fost executate de serviciile voluntare pentru situații de urgență în localitățile Cărcina, Poenari, Bodești, Războieni, Mărgineni și Pipirig. Doresc să întăresc faptul că efectele incendiilor de vegetație au fost amplificate de intensificările de vânt care au atins viteze de 60-70 de km pe oră și de 100 de km pe oră în zona montană. În această perioadă, pe teritoriul județului s-au primit 5 atenționări meteo de fenomene periculoase cod galben, în special intensificări de vânt, care au fost transmise pe toate canalele și orice cetățean ar trebui să țină seama de acest lucru și să nu se ardă vegetația uscată. Pentru localizarea și lichidarea celor 15 incendii la care noi am intervenit, am mobilizat 7 ofițeri, 161 de subofițeri și 33 de mijloace tehnice. Dintre toate incendiile se distinge prin dificultate atât sub aspectul curenților foarte puternici de aer, a vântului foarte puternic, dar și a pantelor mari. Incendiu produs în data de 15 martie 2014 în orașul Bicaz, care a presupus intervenția unor importante forțe, 4 ofițeri de la inspectorat, 43 de subofițeri, 15 voluntari de la serviciu voluntar pentru situații de urgență din orașul Bicaz, 200 de reprezentanți ai RomSilva și 5 cetățeni voluntari. Aș dori să remarc foarte bună colaborare pe care am avut-o cu RomSilva și cu membrii serviciului voluntar pentru situații de urgență și la finalul unei munci de 32 de ore, incendiul a fost localizat și lichidat fără pagube deosebite. A fost un mic început de incendiu la niște anexe construite de cetățeni în Bicaz. A fost localizat și lichidat cu operativitate, s-a supravegheat zona din Bicaz și nu au mai fost alte probleme. Pantele erau foarte mari și s-a reușit până la urmă să se gestioneze foarte bine această situație, să nu se mai extindă. Așa cum știți, cauza o constituie jocul copiilor cu focul. Unul din obiectivele instituției noastre este și prevenirea producerii situațiilor de urgență, așa cum bine știți, scop în care desfășurăm activități de informare preventivă, de pregătire, control, asistență tehnică, avizare, autorizare, coordonarea serviciilor voluntare și private, audit de specialitate, dar și constatare și sancționare a încălcărilor prevederilor legale. Deși noi nu facem din sancționare un scop în sine, demersul nostru fiind în primul rând unul de conștientizare a necesității de respectare a regulilor de prevenire a situațiilor de urgență, atunci când constatăm încălcările prevederilor legale, aplicăm gradual sancțiuni. Și vreau să vă informez că în conformitate cu prevederile hotărârii de guvern 537/2007 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele de prevenire și stingerea incendiilor, arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deșeurilor și a altor materiale combustibile, fără obținerea permisului de lucru cu foc și fără luare măsurilor pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăți, dar și amenajarea locurilor pentru utilizarea focului deschis în condiții și la distanțe care favorizează propagarea focului la construcții, depozite, culturi agricole, păduri, plantații și alte vecinătăți, se sancționează cu amendă de la 1.000 la 2.500 de lei. Nu dorim lucrul ăsta și cred că cel mai important este ca fiecare cetățean să fie responsabil și să conștientizeze faptul că atunci când utilizează focul pentru igienizarea terenului, trebuie să respecte normele de prevenire a incendiilor. Vă mulțumesc frumos, domnule prefect, vă mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule colonel. În continuare celor spuse de dumneavoastră, țin să vă menționez că împreună am decis și tipărirea unor flyere care se vor distribui prin serviciile voluntare de situații de urgență
și prin primăriile din cadrul județului Neamț. Curățenia de primăvară este un proces care de-abia a început și oamenii, în primul rând, trebuie să conștientizeze aceste pericole. Reiterez ce am spus la începutul intervenției mele și anume că cei vinovați de arderi de resturi vegetale pe terenuri arabile și a vegetației pajiștilor permanente riscă și pierderea subvențiilor agricole. Este un lucru important și este un lucru, un semnal pentru toată lumea să-și gospodărească foarte bine terenurile și pajiștile. Fiind prima conferință de presă la care ne vedem împreună, vă aștept pe dumneavoastră cu alte întrebări. Aș menține un pic tema asta și aș vrea să aflu la domnul inspector șef când a fost dată ultima sancțiune, ultima amendă unei persoane fizice sau private pentru ardenare necontrolată a mirii. Este o problemă destul de delicată aplicarea acestor amenzi pentru o rațiune simplă. Trebuie să-l prins pe respectivul cetățean în fapt. Avem foarte multe petiții primite la unitate în ultimele zile, în special din Gârcina, unde o ardere necontrolată în teren s-a extins pe alte terenuri și oamenii au spus, nu ne-am dat noi foc. De ce să ne pierdem subvenția? Să arate de pe ce teren s-a produs incendierea respectivului teren. Și de asta avem mari probleme. Știu că s-au aplicat în anii din urmă sancțiuni, nu am acum o situație, dar pot să mă documentez și să vă o transmit, dar este foarte greu să probez. Dar ce este cert este că noi luăm cu stațiile, coordonatele GPS ale spațiului, le transmitem în aplicație la APIA și să fac verificări și riscă să piardă subvenția. Și atunci cred că asta este răspunsul la o astfel de nechipzuință, dacă îmi permite să o numesc astfel. Este un regulament al Uniunii Europene, știți că regulamentele se aplică ad literam, s-au tradus în legislația românească, s-au stabilit bune condiții agricole și aceste măsuri trebuie respectate. E greu de probat, știți? Și aici mai avem și sprijinul poliției când o astfel de situație apare, ei fiind cei care sunt îndreptățiți să facă cercetări. Și în timp ce se lichida incendiul de la Vicari, poliția a și descoperit autorul, un copilaș care s-a jucat cu focul. Respectiv, neavând... Este foarte important ca și dumneavoastră să dați mesajul mai departe și să-i implicăm pe toți să aibă mai mult simț civic, mai multă responsabilitate vis-a-vis de modul în care utilizează surse de foc. Aruncă țigări aprinse. Domnul prefect, ținând cont de faptul că a spus să fie dificil, apropo de sezon și de practic, nu bunicile de cazul de față, că curățirea de primăvară care se soldează cu dat foc românește, care vine și tradițional și educativ, și ca preț, că nu mai duc, nu mai de undeva și plătesc, îi dau foc, e un fel de plen românesc așa mici. Cum vede dumneavoastră o chestiune care e intrată în conștiința publică, înrădăcinată, fac cu rapid la în grădină și dau foc, o vom rezolva, dacă vreți, împreună? De asta, când sunt evenimente de genul ăsta, eu ca autoritatea statului mă simt obligat să ies în fața dumneavoastră a presei, faceți parte dintr-un important canal de comunicare a mea cu tot ce înseamnă cetățeni, instituții publice, și eu cred că mi-am făcut datoria ieșind în față și informând de fiecare dată și voi informa de fiecare dată atunci când situațiile o impun, pentru că săptămâna trecută nu a fost o săptămână ușoară din punctul acesta de vedere. Dar doar de mare pentru domnul Mințică și o continui pe domnul Comanel Mințică și o continui pe prima. La primăriile locale există aceste servicii voluntari, cu voluntari, dar care au în fruntea lor un funcționar, un angajat, plătit uneori aproape la nivel de salariu de viceprimar, grosso modo din ce știu eu, din teritoriu. Care este mesajul dumneavoastră pentru șefii de la serviciile voluntare de urgență? Există o hotărâre a Comitetului Județean pentru Situații de Urgență numărul 3 pe 2013, care este în vigoare și care a fost analizată și s-au adoptat și hotărârile Comitetului Locale pentru Situații de Urgență, prin care au fost stabilite măsuri pentru prevenirea producerii incendiilor ca urmare a arderilor de vegetație uscată și miniștrilor, se repun în aplicare, au componenta preventivă la îndemână și pot să îi sfătuiască pe cetățeni ce au de făcut atunci când primesc de la noi mesaje despre atenționări meteo, despre avertizări și intensificări de vânt în cazul de față, să-i anunțe pe cetățeni că este greșit și să-și organizeze foarte bine intervenția. Amenziile, să știți că le pot aplica și primarii prin persoane desemnate. Pentru a
acele amenajări și în care se dă foc și de la care se extinde la vecinătăți, deși ei au posibilitatea să dea amenzi și este mult mai lesne să le constați, să prinzi omul asupra faptului decât inspectoratul județean. Dar să știți că încet, încet lucrurile intră într-o situație de normalitate și ei au conștientizat importanța activității pe care o desfășoară. 8 dintre cele 23 de intervenții la incendii, într-adevăr, de mai mică amploare, au fost lichidate de serviciile voluntare pentru situații de urgență. Pentru că au fost acolo, au fost pe fază, s-au mobilizat și le-au localizat și lichidat. Și noi ne-am concentrat pe cele cu risc mai mare, cu extindere spre fondul forestier sau la fondul forestier, cum a fost cel de la Bicaș, unde pantele și riscurile erau foarte mari. Deci, pe natura preventivă, înțeleg că nu ați aveți încredere că șefii la serviciile locale să duc limotezi la țărani, sunt atenționările meteo din vânt. Trebuie să le vorbească, sunt obligați și noi le cerem treaba asta de fiecare dată când ne vedem și să știți că s-au găsit tot felul de soluții ca mesajele preventive să ajungă la cetățeni și la Bicazul Ardelean, de exemplu, șeful serviciu este foarte activ acolo și să trece din casă în casă. Și sunt lucruri bune și întotdeauna orice lucru bun începe, are un început. Și noi suntem destul de avansați cu serviciile voluntare, este foarte mult loc de mai bine, dar avem încredere în acești oameni că își fac datoria și uitați-vă și în pagubele, rezultate numai incendiilor în general, sunt mult mai mici. Oamenii au învățat ce înseamnă 112, sună pe 112, ajunge mult mai repede și ați văzut din buletine. Au ars 10 metri pătrați în jurul coșului, au ars 5 metri pătrați, n-am ars acoperișul. Avem și tehnica, într-adevăr, prin dotarea de la Consiliul Județean în cadrul Euronestului prin POR, care ne permite o reacție mult mai rapidă, dar și conștientizarea de către cetățeni a importanței anunțării din timp a unei situații de urgență. Și este o situație de normalitate și eu cred că acționa preventiv este în binele tuturor. Nu putem vorbi de un județ cu bogat dacă oamenii sunt săraci. Dacă își pierde casa, un ban pe care l-ar putea să-l bage în reconstrucție, în dezvoltare, îl bagă în reconstrucție. O ia mereu de la capăt ca meșterul Manole. Nu! Trebuie să avem un comportament preventiv, proactiv. Și nu în ultimul rând, ca și completarea acestui spus de domnul colonel, membrii serviciilor voluntari din situații de urgență fac parte din comunitățile respective. Este un lucru extraordinar de important. Constituindu-se aceste servicii voluntare, se fac capete de pot în a responsabiliza cetățenii, a-i face să înțeleagă că vorbim de bunurile lor personale, de instituții, în cadrul comunilor, UAT-urilor, care la urma urmei deservesc și le furnizează utilități publice. Trebuie să înțeleagă și, având în vedere că sunt apropiați, sunt consăteni, cred că deja am făcut un mare pas în comunicare. Trei întrebări am și eu, două de la cititori, una de la noi. Faptul că sediul prefecturii este în această în Consiliul Județean, creează oarece confuzii. V-ați gândit la separa cele două sedii? Deci, întrebarea este o întrebare, bănuiesc respectivul nu știe că situația de fapt în România este alta. Majoritatea sau, cred, din știința mea, în toate municipiile reședințe de județ, Consiliul Județean și Prefectura împart sedii. O altă întrebare. Primarul de la Cilov a fost demis pentru un ordin de prefect. Există posibilitatea să se anuleze acest ordin? Este o discuție la nivelul prefecturii pe această temă? Nu. La nivelul prefecturii nu există o discuție pe această temă. Domnul primar poate să urmeze demersul legal. Știu că a atacat la instanța de contencios ordinul. Vis-a-vis de tema domnului primar de la Girov, suspendat prin ordinul de prefect 47 din 3 martie, vă mai pot spune că legea privind administrația publică 215/2001 prevede la articolul 69 aliniatul 4 și 5 următoarele. Ordinul prefectului poate fi atacat de primar la instanța de contencios administrativ în termen de 10 zile de la comunicare. Insist pe partea a doua. Instanța de contencios administrativ este obligată să se pronunțe în termen de 30 de zile, punct. În acest caz, procedura prealabilă nu se mai efectuează, iar hotărârea primei instanțe este definitivă și irevocabilă. De ce v-am citit admiterea prevederea din legea 215? Pentru că este o situație dificilă
și pronunțarea instanței în termenul strict legal este necesară pentru a restabili normalitatea la Giro. Fie prin repunerea pe funcția domnului primar, fie prin organizarea de alegeri anticipate în funcție de hotărârea instanței. Este un demers care până aici a fost al nostru, de acolo înainte decizia instanței rămâne cea definitivă, irevocabilă și de urmat. Și ultima întrebare din partea publicației, ajung la noi informații contradictorii urmea de la autorități, dinspre Consiliul Județean, pe cei de la prospecțiuni ar putea să-și facă treaba fără autorizații de construcții, dinspre Inspectoratul de Stat în Construcții ar trebui. Care este poziția prefecturii, ținând cont de faptul că aceste prospecțiuni au dat naștere și la manifestări de stradă? După cum bine știți, eu până nu de mult am fost subprefectul județului și o parte din circuitul documentelor în această instituție nu-mi revenea mie de drept, în funcție de cele delegate de domnul fost prefect George Lazar. Am avut o discuție zilele astea, ieri și astăzi, cu Inspectoratul de Stat în Construcții Neamț. Și aici am descoperit o situație mai deosebită. Încep prin a vă citi un răspuns de la Inspectoratul de Stat în Construcții din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice la o petiție. Potrivit articolului 27 din legea 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții republicată cu modificările și completările ulterioare, responsabilitatea organizării și exercitării controlului privind disciplina în autorizarea și executarea lucrărilor de construcții revine compartimentelor abilitate din cadrul aparatului propriu al Consiliilor Județene și Primăriilor. Au obligația aceste compartimente de a aplica atât măsurile și sancțiunile prevăzute de lege, cât și calea de a se adresa instanțelor de judecat, respectiv organelor de urmărire penală. Printr-o scrisoare mai veche a Ministerului Dezvoltării și Regionale și Administrației Publice, înregistrată în 4/6/2013, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcției, răspunde unei solicitări făcute de Consiliul Județean Timiș. Se comunică în felul următor. Vorbim de aceleași tipuri de lucrări și aceeași firmă, pe care nu am să o menționez eu aici. Se face mențiunea că lucrările pentru foraje, inclusiv cele care se execută în scopul achiziției de date seismice 2D și 3D pentru stabilirea potențialului petrolicen al perimetrului de prospecțiune, fac parte din lucrări de explorare, dezvoltare și exploatare petrolieră de natura lucrărilor de construcții, care necesită emiterea autorizației de construcție în condițiile legii. Din datele puse la dispoziție de către autoritățile administrației publice județene la momentul de față, pe teritoriul județului Neamț nu sunt înregistrate solicitări de emitere de certificate de urbanism sau autorizații de construcție în vederea executării acestor lucrări de achiziție de date seismice 2D și 3D, conform legii 50/1991. Executarea fără autorizare de construire sau desfințare, ori cu nerespectarea prevederilor acestea, a lucrărilor prevăzute la articolul 3, aliniat 1, litera E, din legea 50/1991, constituie infracțiuni. Faptul pentru care, potrivit articolului 24, litera din lege, organele de cercetare penală au dispus începerea urmăririi penale. Vis-a-vis de această firmă, mai pot menționa că sunt deschise 3 dosare de urmărire penală, unul referitor la 6 reclamații de tulburare în posesie pe raza Comunii Războieni, unul privind infracțiuni la regimul armelor și materialelor explozibile și unul privind infracțiuni la legea 50 privind autorizarea în construcții. Dacă nu supără colegul meu, fix pe ce întrebați, aș veni în continuare și apropo de dosarul pe explozibil și profit de prezența domnului colonel Sigur, recunosc că profitor. Din câte știu eu și vreau să mă contrazică dacă nu este așa, inclusiv o firmă care, nu știu, dă cu artificii la nunți, la evenimente, în ciuda faptului că este autorizată per total per activitate, este obligată să ia autorizații sau aprobări punctuale de la autorități pentru fiecare nuntă în parte, ca să fim foarte clari. Pe aceste prospecțiuni, la fel, îți faci o bubuitură, îți faci bun. Nu intervine aceeași prevedere legală? Întreb. Pe acest aspect al utilizării explozivilor în scopul achizilor de date, noi nu avem nicio competență legală, dar pe situația creată mi-am spus punctul de vedere în ședința ce a fost convocată în sala Ion Creangă.
cred că întotdeauna trebuie să fim foarte, foarte atenți când se lucrează cu explozivi. Presupune riscuri foarte mari și atunci noi am fost primii care am ajuns la fața locului când a fost vorba de explosiv. Am asigurat zona până la sosirea organelor de poliție, după care ne-am retras, nefiind de competența noastră. E o problemă mare ce se face cu acel exploziv care este introdus în foraje. Reprezenta un pachet din ăla de jumătate de kilogram de trotil, un pericol potențial pentru un civil care avea nefericirea să se agațe de un cablu din ăla? Depinde de murajul realizat de adâncimea la care s-a introdus acea încărcătură de exploziv. Sunt foarte mulți factori care sunt cumulați aici, dar este clar că în zona în care se lucrează cu exploziv nu trebuie să aibă acces persoane neautorizate. Și astea sunt reguli general valabile. Atât pot să vă spun, repet, nu este de competența instituției noastre acest aspect. Dar am lucrat foarte mult cu exploziv, lucrăm cu exploziv și vă spun ce sunt, ce reguli generale sunt. Cum zic, persoane neautorizate erau proprietari, iar neautorizați fiind pe teren erau testatori. Ați primit o instrucțiune specială apropo de situația din Ucraina, Crimea? La momentul de față nu sunt proceduri speciale vis-a-vis de situația din Ucraina și Crimea. De Rusia de acum, pe urmă. Da, mă rog. Alte întrebări, dacă mai aveți. Mulțumesc și eu. Să vă mulțumesc.